Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, în continuare.
binecuvântați de Cel care are puterea în cer și pe pământ. Amin. Să fiți binecuvântați de Domnul minunilor. Amin. Citeam zilele acestea despre Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu omniprezent. El este cu noi aici și este și cu sora noastră în spital. Glorie Lui! Haideți să credem cu tărie că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunile noastre în momentul acesta. Avem un Dumnezeu mare și puternic. El este Împăratul împăraților, Domnul Domnilor. Dumnezeul nostru ne-a promis că în locul acesta vom vedea mâna Lui puternică și va aduce mântuirea. Și lucrul acesta nu l-am auzit doar o dată, l-am auzit de multe ori. Să credem pe cuvânt pe Dumnezeul nostru, pentru că El își va face lucrarea de slavă în mijlocul nostru, chiar de împrejurările în care trecem în momentul acesta. Și ca să vă încurajez, vreau să vă aduc citire la un cuvânt din Sfânta Scriptură, care stă scris în Isaia, capitolul 44. Și acesta spune așa: Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israel, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și tocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu, Iacov, Israelul meu, pe care l-am ales. Dumnezeu a fost acela care ne-a ales. El ne spune astăzi, nu te teme de nimic. Că își voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste ocrazele tale. Și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraiele de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt, și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul Împăratul Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi, Domnul oștirilor. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cine a făcut prorocii ca mine să spună și să-mi dovedească de când a făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul și are să se întâmple. Nu vă teme și nu tremurați, căci nu ți-am vestit și nu ți-am spus eu de mult lucrul acesta. Voi nu sunteți martori și suntem martori, frații mei. Am fost martori la lucrările lui Dumnezeu care au fost puse în mijlocul nostru. Și crede că Dumnezeu va lucra cu putere în casele noastre. Crede că Dumnezeu va aduce mântuirea. Dar haideți și noi să stăm la îndemâna lui Dumnezeu și să ne punem toată ființa noastră pentru lucrarea lui Dumnezeu. Este oare un alt Dumnezeu afară de mine? Nu este altă stâncă. Nu cunosc alta. Domnul nostru este stânca noastră. În El ne punem toată încrederea noastră. În El crede că va aduce mântuirea. Doar El poate să aducă mântuirea. Doar El poate schimba inima unui om. Doar El, prin Duhul Său cel Sfânt și prin puterea Duhului Său cel Sfânt, poate să sfărâme inimi de piatră. Credeți cu tărie lucrul acesta și vă invit să vă ridicați în picioare și dumneavoastră și să veniți cu toată puterea înaintea lui Dumnezeu și să-i cereți Dumnezeului nostru, care este mare și puternic, să mântuiască pe toți cei pierduți din casele noastre. Amin. Să nu fiu ca pe rușine.
În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecare este darea tare Duhului spre folosul altora. Amin. Deja venim de multă vreme prin Scripturi și urmărim lucrarea Duhului Sfânt. În ultima perioadă, și ne-a luat destul de mult timp, ne-am ocupat de darurile Duhului Sfânt, așa cum le descoperim în Sfintele Scripturi, și deja am vorbit despre fiecare din cele 9 daruri din lista darurilor care este în 1 Corinteni, capitolul 12, adică aici de unde am citit, și am vorbit despre fiecare din cele 4 daruri, slujbe, și acum descoperim în lista din Efeseni, capitolul 4. Deschidem astăzi o a treia listă și ne vom uita în special în Romani, capitolul 12. Ca să continuăm să vorbim despre darurile Duhului Sfânt, cu mențiunea că începem cu ziua aceasta, vorbim despre darurile de manifestare naturală. Ați auzit cuvântul listă și ați auzit cuvântul dar. Repet pentru clarificare unele lucruri. Atunci când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, am parcurs etapele ei, câteva vechi testamentare, nou testamentare, ajungem în zona asta dorită, revenită, a darurilor Duhului Sfânt. Și am afirmat și reafirm acum, în fața acestui auditoriu, că noi nu avem undeva din Scripturi un capitol, un paragraf sau o listă exhaustivă a darurilor Duhului Sfânt, adică să ni se spună 1, 2, 3, X, acestea sunt darurile Duhului Sfânt, și avem câteva locuri în Scripturi în care sunt enumerate câteva daruri, unele din daruri se regăsesc și într-un loc din Scripturi și în alt loc din Scripturi. Noi am numit aceasta liste ale darurilor Duhului Sfânt, oriunde apar aceste precizări foarte clare și aceste înșiruiri de daruri. Și astfel am descoperit că sunt câteva locuri în Scripturi, sunt câteva liste în care descoperim care sunt darurile Duhului Sfânt. Ne-am ocupat până acum de lista din 1 Corinteni, capitolul 12, ele sunt numite daruri de manifestare supranaturală, în ideea faptului că ele sunt despărțite de abilități naturale, nu pot fi exersate decât dacă Dumnezeu le dă, mai sunt numite surprize ale Duhului. Ele sunt daruri care sunt date într-un anume moment, într-o anume nevoie, ele se consumă atunci și dacă este o altă nevoie, într-o altă împrejurare, Dumnezeu va elibera un alt dar care va lucra. Acestea sunt în scurt câteva accente ale darurilor de manifestare supranaturală. La timpul cuvenit am vorbit despre mai multe. Ne-am ocupat apoi de
lista darurilor din Efeseni, capitolul 4. Că ne-am numit darul de lucrare în trup sau slujbe. S-a auzit că am avut mai sus în citatul din Corinteni faptul că avem daruri, slujbe și lucrări, sau felurite daruri, felurite slujbe și felurite lucrări. Și am precizat că aceste daruri devin slujbe, că în cazul listei din Efeseni 4, persoana este darul. Dacă în prima listă întâlnim, îi se dă unuia un cuvânt de cunoștință sau un cuvânt de înțelepciune, aici nu ni se spune un cuvânt de apostolie, un cuvânt de învățătură, ci se spune că Domnul a dat învățători, apostoli, proroci, persoana însuși fiind darul, care este transformat într-o slujire care, dacă nu intervine, păcatul poate să țină toată viața. Dacă caracteristica primei liste erau că erau apariții spontane ale Duhului, aici avem parte de o continuitate a slujirii. Când vorbim despre lista darului din Efeseni, capitolul 4, ele, răbiții mei, folosesc în biserică, sau Dumnezeu se folosește, apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători, pentru întemeierea bisericilor, pentru maturitatea bisericilor, pentru creșterea și dezvoltarea fiecăruia, răspunzând ignoranței, instabilității, imaturității și individualismului, și acum am tălmăcit la vremea cuvenită. Vorbind acum despre darurile de manifestare naturală, haideți să ne uităm ce scrie cuvântul Domnului în Romani, capitolul 12, versetele 6, 7 și 8. În aceeași categorie de daruri și le vom citi de toate. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să le întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui? Cine învață pe alții să se țină de învățătură? Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inimă largă? Cine cârmăiește să cârmească cu râvnă? Cine face milostenie să o facă cu bucurie? Întâlnim la lista acestor daruri și, cum spuneam, unele care apar într-o altă listă, sigur, cu o nuanță un pic diferită aici. În 1 Corinteni 12 cu 28, cuvântul Domnului zice, uitați cum sunt puse iarăși câteva daruri despre care am auzit împreună și altele noi, despre care încă n-am, cel puțin în ciclul acesta de primii, n-am ajuns la ele. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostol, reamintesc nuanța, nu întâi apostolia, întâi apostol, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbire în felul de limbi. Lista aceasta, avem daruri din toate cele trei categorii de daruri. Să ne mai uităm, preobiților, în Scripturi, în 1 Petru, unde cuvântul Domnului și aici ne vorbește în versetul 11 în felul următor. Este 1 Petru 11. Este 1 Petru 4 cu 11, dar atunci nu mi-a dat bine. Dacă vorbește cineva, să vorbească cu numele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu.
Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. În două expresii aici, dacă vorbește cineva și dacă slujește cineva, în corelare cu celelalte liste sunt avute în vedere mai multe daruri care se înscriu în eticheta aceasta. Dacă vorbește cineva și dacă slujește cineva. Haideți să punem în contrast lista aceasta de daruri, pentru un scurt contrast, lista aceasta de daruri cu darurile din prima listă, cele de manifestare supranaturală, cele de manifestare naturală, ca să înțelegem următoarele adevăruri. În primul rând, o clarificare. Abilitățile naturale, despre care vorbim aici, darul de manifestare naturală. Deci, când vorbim despre abilitățile naturale, ele pot fi înăscute sau dobândite. Și în contrast cu aceasta, darurile de manifestare supranaturale sunt spontane. Ele ne pot fi date la un moment dat, ne pot să apară la o nevoie. Abilitățile naturale sunt înzestrări permanente, iar darurile supranaturale sunt manifestări de scurtă durată, care împlinesc o nevoie, se consumă și dacă este o altă nevoie, vom primi din nou un dar ca să împlinim nevoia respectivă. Darurile sau abilitățile naturale pot avea și oamenii care nu sunt din biserică, numai că ei nu pot avea și ele nu se pot transforma în daruri ale Duhului Sfânt, ci abilitățile naturale a unui copil al lui Dumnezeu, când sunt aduse sub controlul Duhului Sfânt, pot să devină daruri ale Duhului Sfânt care să se manifeste cu multă eficiență. Haideți să clarificăm că avem aici 9 daruri în zona aceasta, pe care le avem în vedere când vorbim despre darurile de manifestare naturală. Avem darul ajutorărilor, avem darul administrării, avem darul îmbărbătării, al dărniciei, al conducerii, al milosteniei, al ospitalității și dacă mergem în contextul Scripturii, unde eu n-am citit și o să citim acum, haideți să ne uităm în Exod, capitolul 3. Exod, capitolul 3. Primele versete, lasă Exod, capitolul 3. 31 cu 3. Exod 31 cu 3. Dar lasă de la 1, ca să aibă logică. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să știi că am ales pe Bețareel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duc de înțelepciune și pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. În acest Bețareel a lucrat la templul Domnului, iar că a lucrat înzestrat de Dumnezeu cu Duhul, și abilitățile lui au fost puse în slujba Domnului în felul că el a căpătat o pricepere să născocească de acolo sau să inventeze tot felul de lucrări. Care au dat apoi la lucrarea aceea grandioasă și minunată care a fost el. De asemenea, și eu susțin la gândul acesta, când se ia vedere slujirea bisericii și gama largă a laudelor care se aduc lui Dumnezeu. În ciuda faptului că multe din slujiri sunt de multe ori terne și fără viață, se observă că există slujiri care
găsim altfel de formulare, să zicem mai spirituală, ca să fie acceptați în zona acestor daruri, toți cei care slujesc cu impact, cu eficiență, cu zidire și cu ridicare prin slujba cântării. Acum, dacă privim la cele de mai sus, este absolut clar că fiecare de aici poate avea un astfel de dar sau mai multe astfel de daruri. Sigur că s-ar putea, datorită spectaculozității lor și impactului lor public, să fi fost atrași de lista darurilor de manifestare supranaturală din Numărul 12. Și oarecum despre ea se vorbește cel mai mult în adunări. Dar aș vrea să nu uităm la audiților. Că noi, prin noi înșine, nu putem face nimic bun în lucrarea Domnului, că tot ce se întâmplă bun este prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cum zice în Zaharia, că lucrarea asta a Domnului nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci se face prin Duhul Domnului. Cred că prea puțin acceptăm acest aspect și prea mult ne bazăm sau credităm talentele noastre naturale sau înzestrările noastre din partea lui Dumnezeu. Toate aceste daruri, care sunt daruri ale Duhului Sfânt, sunt prezente și vizibile mai mult sau mai puțin vis-a-vis de felul în care noi exersăm cu ele. Și vreau să vă spun că în contextul din Roman 12, de unde am citit, există trei condiții care sunt preliminare pentru folosirea unui dar. Ca cineva să folosească un dar. Primul dintre ele este versetul 1. Prima condiție. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Când vorbim despre asta, vorbim despre consacrarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Haideți să o luăm de la început. Haideți să stabilim că începutul intrarea în Biserica Domnului este momentul legământului prin botezul în apă. Este acceptat că este momentul intrării în Biserică. Noi auzim mereu atunci că simbolic noi la botez îngropăm omul cel vechi și se ridică la viață omul cel nou. Și asta e adevărat. Și omul acesta vechi pe care îl îngropăm era un om cu care noi am slujit legii păcatului. Omul nou în care ne ridicăm este plin de viață și slujește lui Dumnezeu cu putere. Amiților, cât de viu este omul cel nou? Cât de plin de viață? Țineți minte ce a spus la botezul din anul acesta? Pe măsura consacrării personale. Atât de ești de viu în trăirea ta, în pocăința ta, în slujirea ta, oricare este aici, atât ești de viu, egal care în momentul botezului anul acesta, am trecut acum 10 ani, pe măsura în care ești predat lui Dumnezeu zilnic. Pe măsura în care ești predat. Ești predat lui Dumnezeu zilnic, ești plin de viață pentru Domnul. Nu ești predat lui Dumnezeu zilnic, ești cercetat din când în când, ești trezit de un val de har, de bucurie, în sfârșit, te ridici pe relații, te cobori prin văi, Domnul știe pe unde duce drumurile fiecare. Măsura consacrării noastre, a predării noastre, răbiților, vorbește de cât de vii suntem pentru Domnul. Cât de eficient slujim pe Domnul,
cât de eficient, pe măsura despărțirii de lume și pe măsura predării zilnice înaintea lui Dumnezeu, pentru că versetul 2 continuă să nu vă potriviți chipului veacului acesta ce se preface prin înnoirea minții noastre, ca să puneți deosebit bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Pe măsura înnoirii minții noastre și a consacrării noastre. În măsura asta suntem vii pentru Domnul și în măsura asta darul cu care lucrăm într-o adunare de credincioși sau unele dincolo de adunare de credincioși, unele din darul acestea vă vede că transcend dincolo de biserică, în măsura aceea suntem vii, în măsura în care suntem schimbați, înnoiți și predați Domnului. Măriți să fie Dumnezeu. Consacrarea este un prim aspect decisiv. Al doilea aspect decisiv este echilibrul slujirii. Versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi, să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine și să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Răbiți-vă! Când aducem asta în zona darului spirituale, noi nu slujim ca să ne evidențiem. Noi nu slujim ca să ne mândrim. Noi nu slujim ca să arătăm altora cât putem. Aici sau în oricare alt loc. Și noi slujim ca să împlinim nevoi. Fiecare îi se dă arătarea Duhului, adică manifestarea Duhului din el spre folosul altora. Amin? Este foarte important să clarificăm. Vreau să spun și noi să vorbim aici, că de-a lungul vremii s-au văzut aceste tendințe de ridicare a unor slujitori înzestrați cu darul. A unor slujitori în viața cărora slujirea cu darul a fost evidentă. Un anume dar a fost evident. A fost un fel de suficiență. Uneori noi l-am primit așa. Uitați-vă cum conjurăm cu un proroc care ne place. Uitați-vă cum are legătură cu un evanghelist care are nume. Uitați-vă! Noi... Uneori noi îl obligăm să se ridice mai sus decât ar fi cazul. Să se ridice. Dacă Dumnezeu dă toate aceste daruri, da? Dacă e la Dumnezeu vine. Și dacă Duhul de cui voiește. Și dacă El a dat măsura fiecare, frații mei, nici nu ne putem lăuda cu ce ne-a dat Dumnezeu. Nici nu ne putem evidenția că ne-a dat Dumnezeu. Slăviți-i fie Dumnezeu. Că slujirea noastră poate să fie foarte, foarte bună sau cu mare impact, măriți să fie Dumnezeu. Dar de aici acolo nu mai există nimic care trebuie să se atribuie omului. Nimic. Totul lui Dumnezeu. Deci echilibrul în slujire este foarte important. După consacrare. Și apoi citim cuvântul Domnului de la versetul 3 la versetul 6. Nu mai reau ca cum le-am citit de atâtea ori acestea, că noi trebuie să avem o consacrare permanentă înaintea Domnului, să avem echilibrul slujirii și să avem credință. Aceste daruri sunt de la Dumnezeu, sunt date prin har și le folosim prin credință. Ți-au zis cum era finalul? Potrivit cu măsura de credință. Slăviți să fie Dumnezeu! Și vreau acum să luăm exemplul Domnului nostru Iisus Hristos. Că și în cazul acestor liste de daruri, El este întâi. L-am găsit întâiul în lista apostolilor, l-am găsit întâiul în lista învățătorilor, l-am găsit întâiul în lista prorocilor, l-am găsit întâiul în lista pastorilor. El e marele păstor, El e marele învățător, Lui a fost dat Duhul fără măsură, El este apostolul mărturisirii și credinței noastre. Slăviți-i fie Domnul! Și când vorbim de darurile din zona aceasta, El este primul cap de listă. Haideți să mergem în Marcu, capitolul 1, să deschid Biblia mea, că vreau să mă uit la mai multe versete acum, și să vedem ce scrie aici despre Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să citim versetul 37 și 38.
altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Acest haide să ne ducem prin sate și prin târguri, că am ieșit să propovăduiesc Evanghelia, vorbește despre preocuparea Domnului Iisus Hristos de a împlini nevoi, a căutat locurile publice sau însemnate, în cazul acesta, nu? Târgurile, unde poate întâlni oameni, și dacă vom citi întreg capitolul acesta, vom vedea că a făcut multe lucrări. Dar haideți să luăm de la început cuvântul, să citim de la versetul 21. Deci avem Marcul cu Domnul. Haideți să vedem o desfășurare a lucrurilor Domnului. S-au dus la Capernaum. Asta este un drum, o acțiune. Și în ziua sabatului Iisus a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci învăța ca unul care avea putere. Cine citeam mai înainte pe urmiților în niște etapele, că el a fost marele învățător. Iată, învăța ca unul care avea putere. Era deosebit de cărturare. Merge mai departe. În sinagogă era un om care avea un duc necurat. A început să strige. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Nu știu. Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis, taci și ești afară din omul acesta. Și Duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un mare strig sau un strigă mare. Împlinind nevoi din loc în loc, într-o sinagogă, a bănuit cuvântul. Era mare învățător care vorbea cu mare putere. Duhul Domnului era fără măsură peste el. Și s-a evit nevoia aceasta. Și prin puterea Duhului, Iisus Hristos a poruncit și omul acesta a fost eliberat. Pentru că nu e așa? Ceea ce este noi este mai tare decât ceea ce este în lume și în bătălia Dumnezeu, diavolul câștigă totdeauna Domnul. Slăviți-i fie numele. Mergem mai departe. Toți au rămas înmărmuriți. Așa că întreba unii de alții, ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân, chiar și duhurile necurate și ele ascultă. Și odată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Avem un punct. Și mergem mai departe. După ce a ieșit din sinagogă, acțiunea asta s-a încheiat. A intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Soacra lui Simon zicea în pat prinsă de fricuri și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. Are problema asta. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus, au lăsat-o fricurile. Apoi a început să le slujească. Dacă în sinagogă, prin puterea Duhului Sfânt, a făcut o eliberare, în casa lui Simon, prin aceeași putere Duhului Sfânt, a făcut o vindecare. Măriți să fie Dumnezeu! Iată Duhul Sfânt prezent la lucru, în învățătură, în eliberări, în vindecări, exact așa cum am învățat de-a lungul traseului darului Duhului Sfânt. Să continuăm, că e foarte interesant mai departe, că ne va folosi și un pas mai întâi, seara după Sfințitul Soarelui. Au adus la el pe toți bolnavi și îndrăciții. Și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boli. De asemenea a scos mulți dragi și nu lăsa să dragi, că vrea să vorbească pentru că îl cunoște. Și se încheie din nou opțiunea. Citim acum, lasă versetul următor. A doua zi dimineața, pe când era în cunerit de tot, Iisus a sculat, a ieșit, s-a pus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care cu el erau, s-a pus să-l caute. Și aici avem versetul de unde am citit eu înainte. Și când l-au găsit, a zis, te caută tot. Și el a zis, haide să mergem și să propovăduim. Prin toată, prin sinagog, prin toată Galileea. Și scotea dracii, spune cuvântul Domnului. Mergem mai jos în versetul 40. A venit la el un lepros care s-a rugat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a închis mâna și a zis, da, voiesc, fii curățat. Și îndată l-a lăsat lepra
și a fost curățat. Amin. Am înțeles ceva din modelul de lucrare al Domnului Iisus Hristos? Păi trebuie să învățăm. Că El mergea din loc în loc și că împlinea nevoi prin darurile Duhului Sfânt care se manifestau prin viața Lui. Avem aici o ca motivație, versetul 41 am citit, că tocmai am citit aici cine are darul milosteniei, că l-a văzut pe unul din nenorociții ăștia, i s-a făcut milă. Milă. Și pe baza asta a acționat după aceea, aducând în viața lui eliberare. Sunt trei principii în lucrarea Domnului Iisus Hristos pe care vreau să le afirm în fața bisericii. Trei principii. După care avem și noi un model de a lucra. Fraților, care ne propunem să lucrăm călăuziți de Duhul Sfânt, împuterniciți de Duhul Sfânt, despre asta am vorbit, luminați de Duhul Sfânt, plini de puterea Duhului Sfânt, și care n-am știut încă ce dar am, în ce fel pot să lucrez. Am avut lista din 1 Corinteni 12 și nu m-am regăsit. Nu sunt proroc, am avut lista din Efeseni, nu sunt apostol, nu sunt păstor. Măcar că erau unele care nu au, să zicem, impactul acesta, suntem într-o zonă despre care am afirmat la început, fiecare dintre noi se poate regăsi, și aici este adevărat cuvântul Apostolului Petru din 1 Petru, capitolul 4, fiecare dintre voi să slujească altora cu darul pe care l-a primit. Nu există nimeni care să nu aibă nici măcar un dar cu care să slujească. Dacă este consacrat lui Dumnezeu, dacă este tărâit lui Dumnezeu, dacă a dat în viața lui echilibru și dacă dorește să lucreze prin credință, măriți să fie Domnul. Astfel, în primul rând, să căutăm oamenii care au nevoie. Prima chemare a oricărea dintre noi, a oricărui copil al lui Dumnezeu, este să căutăm oamenii care au nevoie. Exact asta a făcut Iisus. A mers într-un loc și a venit un om cu nevoie, a mers într-o casă și a venit cineva care avea nevoie, a mers într-o sinagogă și a fost nevoie, a mers în târguri și a fost nevoie, a mers în sate și a fost nevoie, a mers în toate sinagogile din Galileea, iată doar câteva precizări clare. Și toate a dus Evanghelia 1 și a rezolvat nevoile care au apărut 2. Măriți să fie Dumnezeu! Rămiți-vă! Acestea au fost nevoi reale, n-au fost nevoi inventate, n-au fost situații artificial create, n-au mers neapărat să vadă din ușă în ușă, n-au folosit publicitatea vremii, ci în normalitatea vieții s-a dus cu un scop clar să ducă Evanghelia din loc în loc și având ochii deschiși, a văzut nevoile care erau și prin Duhul Sfânt a lucrat la împlinirea lor. Slăvit să fie Domnul! Dacă vom face așa ca Domnul Iisus, vom fi surprinși că vom împlini nevoile oamenilor care vor aduce mulțumiri lui Dumnezeu, cum spune cuvântul Domnului, că putem să aducem pe unii la mântuire și vom fi răsplătiți pentru aceasta. Spunându-vă că dimensiunea lucrării noastre va fi uneori naturală, pur naturală și altor supranaturală. Nu vă umblăm din supranatural în supranatural. Nu. Dar umblăm în mod natural și deschizând ochii la nevoile care există, putem să slujim oamenilor și știți că e diferența față de alți oameni care și ei de nevoie, că noi slujim prin Duhul Sfânt. Măriți să fie Domnul! Al doilea lucru care vreau să spun, după exemplu Domnului Iisus Hristos, slujește oamenii pe care Dumnezeu ți-i dă, pe care Dumnezeu îi scoate înaintea ta. Spuneam prima dată că să căutăm oamenii care au nevoie. În ideea că să mergem în locurile acestea, că nu din ușor, în locurile care sunt oamenii de bun. Al doilea rând, să slujim
pe oamenii pe care Dumnezeu îi dă, în ideea faptului în care lucrarea e atât de complexă și atât de mare, încât dacă vom porni serios odată să împlinim nevoie într-o anumită zonă, vom vedea că nu suntem în stare să le împlinim pe toate. Sunt foarte multe. Și atunci este normal să lucrăm începând cu oamenii pe care Dumnezeu îi dă nouă, pe care Dumnezeu îi scoate înaintea noastră, în împrejurările vieții în care noi putem fi folositori. Pentru că este scris în Efeseni, capitolul 1, că Dumnezeu a pregătit faptele bune de la întemeierea lumii să umblăm în ele. Și ai fi vorba numai de faptele pocăinței și ale mântuirii care sunt valabile la toți. Și alte fapte bune pe care să le primim. Eu cu siguranță pe unele, o vii cu siguranță pe altele. După darul fiecare, după chemarea fiecăruia și după oportunitățile de slujire. Frăbiții mei, e foarte importantă călăuzirea Duhului atunci când vorbim despre împlinirea unor nevoi. Nu v-ați întrebat niciodată de ce la scădătoria Bethesda dintr-o mulțime nenumărată sau nedefinită numeric de bolnavi, Iisus a vindecat numai unul? Nu putea mai mulți, mă întreb, nu putea mai mulți? Dar am avut un verset din Apostolul Marcu. El a dus pe toți bolnavi! Pe toți! Și el a vindecat pe mulți și a eliberat pe mulți. În altă parte, în împrejurări specifice, zice, i-a vindecat pe toți. Deci toți care au fost într-o împrejurare acolo, în acțiunea aceea, toți au fost vindecați. Credeți că la una din porțile templului, poarta frumoasă scrisă în fapte, era unul singur care cerea de milă? Care era unul singur? Cere, frații mei! Nu mă joc cu Scriptura! Nu le rămâneți că vă spun doar ca probabilitate. Sau dacă vreți să nu fi trecut Iisus niciodată pe acolo când era ăsta. Dumnezeu a adus o vreme în care El a fost vindecat prin Petru și prin Ioan. Slăvit să fie Dumnezeu! Pentru ceea ce a spus înainte, că în unele fapte bune omul tu, în alte fapte bune omul la altul, lăsând la o parte faptele bune care țin de pocăință și care țin de mântuire. Și în al treilea rând, când slujirea, lucrarea unui om devine eficientă, ocaziile pentru slujire se vor mulți. Nu e așa? Când devine slujirea unui om cu darul Duhului eficientă, e cunoscută, e văzută ocazia de slujire, se înmulțesc. Luăm exemplul lui Iisus. A fost în sinagoga aceea, ți-a auzit Marcu 1. Și l-a eliberat pe unul. Ce scrie noi, că a rămas puțin auzit, a zis învățătura lui, e deosebită, căturarilor, nu învață așa, fă-i ceva nou, că îți dau poruncește cu stăpânire, și eliberează și zice că eu am dus pe toți bolnavi. A vindecat unul și a dus pe toți. Până și în slujirea Domnului, acest drum este punctat așa. Așa este, dacă luăm momentul dacă luăm exemplul acesta pentru fiecare dintre noi. Vom sluji și la începutul până fiecare dintre noi este slujirea unui începător. Și după aceea, pe măsura consacrării, a echilibrului și a credinței, putem deveni un slujitor cu un impact mare. Așa este, frații mei. Cum să vă dau câteva exemple. Pornesc de la lucrurile foarte mărunte ca să ajung și la lucruri foarte mari. Și apoi să puntez, vis-a-vis de lista aceasta darurilor, ceva cum am văzut eu manifestându-se aceste daruri. Era la început biserica aceasta. Noi am construit aici cu bucurie. Nu era tot ce este acum și nu se găsea nici pentru materialele acestea de la vedere o parte, nici pentru alte lucruri totul. Și în vată biserica asta o soră neînsemnată, să zicem, fără putere. Nu cu lume. Noi mereu urmărim numele și etichetele. A ajuns în spital să viziteze pe cineva. Asta a fost începutul. L-a vizitat pe o vecină în spital. Nu știu ce fel a vorbit Dumnezeu și cum acolo știu că după aceea, întotdeauna, în fiecare marțe și fiecare joie, și sunt dovezi pentru asta, mergea în spital și vizita bolnav. Știți după ce metodă? Mergea în fiecare salon și întreba dacă este cineva care n-are pe nimeni.
cunoscut persoana asta. Mărturia a primit-o de la altcineva, nu la soarta, o s-am verificat-o și am văzut că așa era. Sigur că avea pe cineva în zona comerțului, în casa ei, care putea să o ajute să aibă mereu ceva care să... Cineva care mi-a zis că a fost și impresionată de ce porție a dat cineva. Era o soră din biserica noastră, o altă soră, care a zis, a venit soră cu tare și a întrebat, este cineva care n-are pe nimeni și era cineva acolo. Frate, zice, și știți că așa porție l-a pus așa? Și a zis, da, e normal soră, că a făcut-o din inimă și numele Domnului. Și așa se face. Pricepeți, frații mei, ce banală pare problema asta? Cineva a mers într-o vizită și a văzut că poate împlini nevoie. Și a simțit, eu cred că Dumnezeu, în momentul acela, lucra la inima ei și în forma asta și-a descoperit darul. Avea un dar al ajutorării. Și cu asta putea să ajute. Și multă vreme a făcut, în fiecare marți și fiecare joi, luând la spital, sigur, după o capitate care avea, din loc în loc, din salon în salon, și oferea o mâncare caldă și încă ceva, cum să zice, atenție, la cei care nu aveau pe nimeni. Interesantă slujire. Interesantă. Și ei a puțit-o Dumnezeu, exact după imaginea Domnului Iisus, a tămăduit unul și apoi a mai tămăduit mai mulți. Întâi a fost puncat și apoi Dumnezeu a dat cazuri nenumărate. Cunosc un frate. Îl cunosc bine. Încă o împrejurare de slujire a fost chemat să ajute într-un loc. Și omul acesta a avut pe inimă din totdeauna să ajute cu ceea ce putea. S-a evidențiat în perimetrul bisericilor ca unul care mai ajuta. Pentru că a fost harnic, a avut, și n-a pornit de la zero. El mi-a ajutat și pe unul, și pe altul, și pe unul, și pe altul. Apoi omul acesta a luat câteva familii pe care le ajută sistematic. Și într-o zi, pentru că în unul din orașul din România nu exista o biserică, a construit o biserică, toată pe banii lui și a dat-o numele Domnului comunității de acolo. Este biserica din Vatra Domnului. Puteți să verificați asta. Și a făcut-o un singur om. Știți de ce? Pentru că un alt dar al ajutorărilor, de o altă formă, după puterea lui și pe ceea ce Dumnezeu i-a dat și l-a binecuvântat, l-a pus pe omul ăsta în slujire. Întâi un casă, apoi mai multe, întâi un negăjit la poartă, apoi un negăjit în piață, un rup de cot în centru, apoi familii pe care le-a luat în îngrijire, care aveau ba un copil bolnav, ba unul la școală, ba o nevoie, ba o rată neplătită la cineva. Și a ajuns să facă lucrări de sute de mii de euro în numele Domnului. Așa lucrează Domnul Sfânt, frate și surori. Vedeți în asta lucrarea Domnului Sfânt? Credeți că dacă n-ar fi Duhul Domnului cineva să putea dărui în felul acesta pentru astfel de cauze? Și să o facă cu continuitate, am să mă duc mai departe și am să vă spun. Unul din colegii pe care am avut la colegi la școală, nu o să-i spun mai, dar poate că unde o să-l puteți identifica, e important să-l identificați. Era probabil cel mai înstărit când a venit acolo. El avea o casă, un duplex împreună cu fratele lui, când am fost surprins, am văzut atunci casă. Avem și mai mulți case, dar la vremea aceea aveau casă cu unii dintre frații de acum, astăzi. Un lucru și fratele lui cu etajul. Un slujitor străin a făcut o provocare odată. Cine vrea să meargă în numele Domnului într-o anume zonă de țară? Și el mărturisește că lui a vorbit Dumnezeu atunci. Dintre noi toți la care ne putea vorbi Dumnezeu, i-a vorbit lui care avea cel mai mult de lăsat. El avea cel... Noi dacă am fi mers acolo, nu lăsa nimic. Aveam un apartament pe care l-a dat cândva statul, unii l-au plătit, alții nu. El avea cel mai mult de lăsat. Doar așa lucrează Dumnezeu, ăsta este un test al credincioșiei. Și frații mei, a abandonat situația asta foarte bună de lucruri. Și sunt multe alte lucruri la care, dar nu vreau să dau mai multe ca să nu identificăm neapărat personajul, e importantă lucrarea cu omul. Și a mers într-o zonă și a pățit exact cum a pățit Apostolul Pavel când i-a vorbit Domnul în Fapte 16, treci în Macedonia, când s-a zis Macedonia, l-a luat în pușcărie în loc să aibă un stadion plin să predice.
Când s-a dus acolo în zona aceea, frații care ceruseră un slujitor atâta vreme, comitetul a uitat că pretindea pe culori să conducă biserica și a zis, dar noi nu vrem să avem slujitor, pentru ce au cerut atâta vreme. Și s-a zis că nu vrea nimeni. Un frate de acolo care avea o puțină potență la el, a ținut o vreme la el, a început o biserică nouă. După ce a făcut o biserică nouă, a mai făcut încă una. Apoi, pentru că toată zona aceea mare de țară era dezorganizată, a luptat aproape 10 ani și a organizat o comunitate regională. În cadrul acestei comunități a făcut o școală biblică, o lucrare care valorează mulți, mulți bani, dar valorează mai ales că prin ea au mers aproape 100 de misionari din toată lumea asta în străinătate. Sunt misionari pentru care ne rugăm de fiecare dată. Știți cum a început Dumnezeu? Punând în inima unui om să renunțe la confortul care îl avea să înceapă o lucrare absolut nouă, care s-a multiplicat tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și oamenii aceștia sunt exact așa de banali și de simpli ca oricare dintre noi. Sigur că puteam să dau și exemple din adunare și am dat exemplu celor de la început cu vizitele în spital, pentru că oameni buni, frați și surori, prieteni care sunteți aici și ascultați, vă spun lucrează Duhul Domnului. Dumnezeu prin Duhul Sfânt face lucrări mari. Amen. Dumnezeu prin Duhul Sfânt face lucrări mari. Sfârșit. Cunosc și alte forme de lucrare, dar aș vrea să mă opresc în dreptul fiecărui dar sau aproape fiecărui dar și să vă spun dacă eu le-am văzut și le-am identificat ca darurile Duhului Sfânt. Am vorbit despre darul ajutorilor. El poate fi multe forme, începând cu sora care ajuta marți de marți și joi de joi în anumite nevoi, până la ceea ce am spus că s-a întâmplat să fie biserici oferite la cheile comunități care altfel nu ar fi putut fi. Am cunoscut o familie, sau de exemplu acesta se va fi mai eficat, care atunci când m-am dus în vizită, acum ei sunt în străinătate. După ce am stat puțin în casa lor, am întrebat ce dar aveți voi din partea Domnului, cu ce lucrați în biserica Domnului. Și ei ne-a zis, nu avem darul ajutorărilor, al dărnicii. Era prima dată când am auzit pe cineva care a darul acesta. De regulă, noi suntem oamenii mai ales supriși ca zgârciți în zona oricăror dărnicii. Măcar că Dumnezeu space zgârcetile noastre și face potop de dăruire, cum s-a întâmplat mulți dintre noi când am făcut minunăția asta. Dumnezeu ne dă la o parte zgârcenie și pune un dar de ăsta, un duc de ăsta de dărnicie și de dăruire pentru Domnul. Am verificat lucrarea lor să văd dacă era adevărat atât de puteam și am văzut că da. În felul în care lucrau, aveau acest dar și vreau să spun că acum, după 20 de ani de când a fost în casa lor, continuă să ajute în același fel, cu sume foarte mari de bani, mari pentru noi, pentru dimensiunea poporului român, și ajută mult și acolo și ajută mult și în România. Mare parte din binele pe care îl face în România, de multe ori îl face prin casa mea sau prin mine, mă rog, de multe ori să duc diverse sume de bani în diverse locuri, să folosească un cont, eu pot să folosesc un cont de bancă și așa mai departe. Și suma recumpărtașă la lucrarea asta, sigur, o parte mică, pentru a le conduce aici până dincolo. Cunosc bine asta. Dacă mă întrebați, dacă am întâlnit pe cineva care are darul împărmătării, să știți că am întâlnit, am să vă spun și asta, iar nu am mai spus, o să vă spun că nu e aici omul, cuiva din biserica noastră a vorbit Dumnezeu pentru capătul de drum al vieții lui, care are o anumită vârstă, să slujească așa, era necăjit, a fost aici fratele Steve din America. A spunea și a zis, bă, mă dăm ce frate suntem, nu mi-ai spus că este un american la ușă, o să slujească Domnul pe cineva care nu mă cunoaște. Da. Noi apelăm la cel care cunoaște totul să te vorbească prin oameni care nu ne cunosc. E, ok, de asta slabă de verificare. Și atunci nu are nicio problemă că fratele ăsta că n-a plecat. Eram la un restaurant și mâncam și m-am chemat să vină să meargă într-un separeu acolo. Dar n-a fost nevoie de un separeu, că în momentul în care el a venit, nu era nimeni în restaurant, numai noi la o masă de amiază. Știți ce a descoperit Domnul? Cine a fost el până astăzi? Și era adevărat că îl cunoșteam.
Care a fost binele care l-a făcut el pentru biserică, în general, și Domnul știe, mereu să aprecieze asta. Ține minte bisericii din știu faptele tale, știu osteniala ta, știu rătarea ta, știu. Și a zis Domnul, pentru cât mai ai de trăit, Dumnezeu spune să lucrezi cu Damul în mărmătare. Să lucrezi cu Damul. În zonele în care el se mișcă, sunt zone care au nevoie de un cuvânt bun, de o speranță, el e plin de viață, el nu se teme în singurătatea în care este. Lui nu este teamă de ziua de mâine, cum este teama altora. El are resursele necesare să-și acopere nevoile, medicamente, toate. Are o paletă largă. Frați și surori, nu pe toți îi teamă Dumnezeu să vorbească de aici. Dar pe fiecare drepturi ăsta lui, după puterea lui, după chemarea lui, după darul lui, după nevoile pe care le are Dumnezeu și prin vede că te poate folosi pe tine, i-a spus să îmbărbăteze și în zona vârstei lui și a singurătăților, Doamne, cât suntem bărbătați, ce potrivit să se lucreze acolo cu darul îmbărbătării. Ți-a auzit că era scris cine filmește, se filmească curând. Am cunoscut, nu, mulți oameni care era evident că avea un dar al conducerii. Am văzut o conferință organizată de cineva odată, absolut ireproșabil. A fost cu soția mea și am spus că nici nu cred că o să mă ajung la conferințe de astea niciodată. Cel care a conferențiat era un om care a vorbit din partea lui Dumnezeu niște lucruri atât de simple, dar atât de adânce la conferință de familie. Dar nu doar asta, totul a început la fix, totul s-a spus și la fix, nici lectorul nu și-a uitat capul și nu i-a luat pauze de curme, până și nouă trebuie pauze. Nu o stăvească elevile. Totul a fost organizat, totul, eleganța, mâncarea, cazarea, tot. Am văzut în cel care a organizat un om cu multă pricepere. Vezi, zice, asta că mi s-a încercat de mare lucru, da, foarte mare lucru. Să știți că am fost la o conferință foarte importantă odată, undeva în străinătate, convenție cu sute de oameni, mii de oameni, în care în fiecare seară, datorită formei de conducere a liderului, în fiecare seară americanii strigeau lumina pe noi și ieșeam pe lor de pe ei. Adică nu ne mai puteau răbda că nu respectam, după ce am fost la multe care s-a respectat. Și ultima dată, știți când a stins lumina, când noi făceam un delem pentru bolnavă, dați seama ce nebunie a fost acolo. Dar dacă era un om care avea spiritul conducerii, care avea darul conducerii, nu s-ar fi ajuns la asta niciodată. Pentru că toate lucrurile ar fi fost ca laserul. Numai când trecem prin astfel de situații, vedem cât de important este un dar. Din partea lui Dumnezeu și cât de eficient pentru el să fie folosit. În sfârșit, toate celelalte daruri care sunt scrise în Scripturi. Eu am făcut afirmația, eu spre un frate de aici, de la noi din biserică, având în vedere vârsta lui, foarte fragedă când m-am lucrat aici, am făcut afirmația că lui i-a dat Dumnezeu ca la Bețarel pricepere când a lucrat aici, că n-avea de unde, de niciunde, din experiență, nu avea de unde, din instruire, n-avea de unde, de la cine n-avea să, de la cine să vrea. Eu sunt convins că pricepere care i-a dat, numai Domnul. Pentru că Dumnezeu lucrează așa și e important să-ți descoperi darul, să lucrezi cu El, să împlinești nevoi și să fii și mulțumit cu asta. Măriți să fie Dumnezeu. Așa este și cu toate celelalte daruri, cu darul ospitalității, cu darul comunicării artistice, cu toate celelalte daruri. Și aș vrea să vă spun cum să fac un pas mai departe după amiază. Vreau să vorbesc și mai concret, în dreptul fiecăruia dintre noi, despre felul în care trebuie să lucrăm darul pe care ne-l-a încredințat Dumnezeu ca să ne simțim utili, ca să fim împliniți. Și ca să ne îndrăznim, fără să ne înșelăm, la răsplata pe care l-a dat Domnul. Măriți să fie Dumnezeu. Să continuăm gândurile acestea pentru mesajul pe masă care va avea din nou precepția asta, să slujim prin Duhul înaintea Domnului. Îndrăznesc să ne fie de folos cuvântul acestei zile. Îmi doresc de fie de folos exemplul Domnului Iisus Hristos și felul în care El a lucrat. Îmi doresc să fim mulțumiți cu orice fel în care lucrează Duhul Sfânt în adunarea și în viața noastră. Și să nu căutăm numai publicitățile, nu căutăm numai
locurile publice care se evidențiază prin înălțim și prin slujit, pentru că noi suntem un trup, nevoile sunt mai multe, e important cercetă fiecare încheietură, fiecare mădular, numai așa funcționează trupul. Și nu uitați că darurile date de Dumnezeu în biserică, despre care am vorbit vreo 4 duminici la rând, sunt date pentru desăvârșirea Sfinților în vederea lucrării de slujire. Ne echipăm aici și mergem și slujim toți. Ieșim din locul acesta. Dumnezeu să ne rugă. Asta e cuvântul Sfântului. Este adevărat și este pentru noi. Să ne iubească Dumnezeu de inimă. Haideți la rugăciune.